Campionatul are o istorie, deci s-a format în anul 1946, deci existăm până în timpul actual. Avem export, avem piața locală, deci activăm și ne străduim să ne ținem, să facem față vremurilor, timpurilor. În România avem export, deci exportăm torta dulce, exportăm biscuiții de ovăz, biscuiții zăhăroși. Avem contracte de exclusivitate cu un distribuitor foarte puternic din România. După cum știm, produsul de panificație e foarte complicat de exportat, pentru că sunt cerințe europene care trebuie de îndeplinit. Raportul preț-calitate mereu este o întrebare actuală pentru noi, pentru că la noi produsele sunt puțin mai scumpe, fiind, vorbim de pâine, deci la noi pâinea se face naturală, metoda indirectă, deci cu două faze, deci e necesită o cantitate de muncă mai mare. Ne aflăm în frigiderul produselor de cofetărie. Sortimentul se suplinește acum când producerea se lucrează. Dimineața la noi se duc produsele la clienți, pe parcursul zilei se suplinește și dimineața iar pleacă la client. Deci vedeți ceva din gama noastră de produse, vestitul tort poveste, ceea ce vestitul tort visul, care este preferat de clienții noștri. În afară de produsele de panificație, noi suntem producători și a berii Dion, bere vie, bere nepasteurizată, care se vinde numai la draft. Având un termen de valabilitate mic, deci noi o distribuim pe tot perimetrul Republicii Moldova, prioritar Cahul, Chișinău. Bierea am început să o producem din 2006. Am început cu volume mai mici, acum producem deci în jur de 120 de tone pe lună. Aici se află bierea nefiltrată, fiartă, fierberea, fermentarea, păstrarea, după aceea are loc filtrarea bierii, înlăturarea drojdiilor. Filtrarea este procesul de înlăturare a drojdiilor din bere. Și aici are loc păstrarea berii în mijlocit filtrate. Al doilea component de bază la materia primă la producerea berii este hameiul, care îngrită gustul de amăreală și aroma berii. Aici se află nemijlocit secția de fierbere, unde are loc fierberea berii. Se formează mustul din care are loc fermentarea și formarea berii. Extragerea substanțelor, componentelor din malți și formarea mustului. Am beneficiat într-un program pilot. Am fost selectați ca una dintre companii, dintre cele 15, adică 15 companii au beneficiat de o evaluare energetică din partea programului UNIDO, program european. În cazul dat, am avut experți veniți aici pe loc, experți naționali și internaționali, care au evaluat întregul utilaj și tot ceea ce ține de calitatea lucrului acestui utilaj. Am beneficiat în cazul dat de un raport care ne-a ajutat în continuare deja să stabilim anumite priorități. În continuare am aplicat la proiectul UE for Moldova, unde am câștigat grantul în valoare de 24.000 de euro. Contribuția noastră a fost în jur de 40.000 de euro la acest program. Grație eforturilor comune am achiziționat două cuptoare noi, cele mai performante. Sunt puține de astfel de cuptoare în Republica Moldova și din cauza asta ne bucurăm că în Cahul am adus astfel de utilaj. Suntem în cazul dat prezentați ca
o companie de succes în diferite forumuri internaționale de business. Programul Helvetas, am fost selectați iarăși de un program internațional. În cadrul acestui program am beneficiat iarăși de anumite instruiri cu privire la digitalizare. Am obținut un grant până când de 5.000 de euro în dezvoltarea anume în procesul de digitalizare. În continuare, acum lucrăm și la un proiect care urmează acum în scurt timp, prezentat la ODA, ca să completăm, să putem să avem bugetul în digitalizarea companiei. Vom diminua multe cheltuieli, erori umane, vom oferi posibilitatea lucrătorilor noștri să lucreze deja la un nivel mult mai înalt și mult mai eficient din punct de vedere și a transparenței și lucrului care îl facem. Pentru că compania noastră este unul dintre cei mai mari contribuabili la nivel local. Mai este un proiect de care ne bucurăm și putem într-adevăr să-l neapărat să-l menționăm. Este vorba despre programul Vă de învățământul dual, de căruia am achiziționat mult, să zic, echipament care oferă posibilitatea studenților din cadrul acestui program, studenții de la școala numărul 2, școala profesională din Cahul, care 7 studenți la noi activează. Avem multe, să zicem, și trepte să parcurgem. Cred că merităm toată atenția și aprecierea din partea consumatorului nostru, pentru că rămânem a fi fideli și dorim să oferim produse nu numai ambalate frumos, dar produse calitative, produse gustoase, produse cele care duc acel gust și amintirile de acasă.